angajament al studiind și fiind foarte preocupat de problemele științifice de unitate și avea niște ore fixe în care se vorbească. Și a fost alături de dânsul, mai ales în acel moment când a trebuit să părăsească Institutul Xenopol. Și pentru mine acela a fost un moment extrem de important pentru Zartul, pentru Institut, pentru istoriografia românească în general. Am înțeles că, nu știu, din via de la Râmnicu Sărat sau cum, ar fi un vin aici. Nu, din vin de obicei. Dar el nu bea niciodată decât foarte, foarte puțin pentru că el se știa bolnav. Și această sticlă de vin s-au adunat acolo la noi. Și din acea vinotecă a lui Gheorghe Buzatu am adus aici, chiar a lui. Nu am contribuit eu decât cu transport. Deci conducerea Institutului a Cercului invită pe toți participanții la vinoteca domnului Buzatu și la cei ce mai există. Eu vă mulțumesc pentru vizionare.